Valoarea totală a plăților efectuate la oficiile poștale, factorii poștali sau online este de 352 de milioane de lei. În aceeași perioadă au fost înregistrate peste 173.000 de cereri de plată online, adică 11,5% prin platformă pusă la dispoziție de Poșta Română, valoarea totală a cererilor online acceptate fiind de peste 20 de milioane de lei. Alte 258.610 plăți în valoare totală de 53 de milioane de lei au fost operate de factorii poștali dotați cu cititoare optice, care pot fi solicitați la domiciliul beneficiarilor pentru a încasa contravaloarea facturilor la energie. Am depășit zilele acestea pragul de 1,5 milioane de beneficiari care au făcut plăți prin cardul de energie. Procesul s-a fluidizat, iar pe măsură ce se emit facturi, numărul plăților crește considerabil. Avem 500 de mii plăți într-o săptămână, ceea ce ne confirmă că programul este implementat cu succes. Reamintesc faptul că acceptăm și facturi restante, dar condiția este ca ele să nu fie emise mai devreme de 1 ianuarie 2023, iar perioada de facturare ce poate fi luată în calcul este maxim luna octombrie 2022. Sunt bucuros că și plata facturilor la lemne funcționează corespunzător. Avem deja peste 4.000 de astfel de facturi plătite, beneficiarii primind numerar sumele. Mai sunt încă 3 luni pentru utilizarea primei tranșe de 700 de lei din ajutorul aferent acestui an și mă bucur să constat buna mobilizare a Poștei Române în toată această perioadă de implementare a programului. Prezența factorilor poștale în teren este un sprijin important pentru beneficiarii care nu se pot deplasa la oficiile poștale sau care nu pot accesa platforma de plăți online. În total, 430.000 de familii și-au plătit facturile fără să se deplaseze, a declarat ministrul Marcel Boloș. Cele mai multe plăți cu cardurile de energie au fost făcute în județul Iași, 240.000, București, 211.000 și în județul Prahova, 191.000. Până în prezent, 2.110.134 de carduri de energie au ajuns la românii vulnerabili. Urmează ca numărul lor să mai crească pe măsură ce se soluționează anchetele sociale. Până în prezent, fiind solicitate peste 10.000, se arată în comunicat. Reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene reamintesc că în situația în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo, se recomandă reglementarea juridică a situației reale și solicitarea unei anchete sociale la primărie, care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la poștă, iar ulterior se actualizează lista. Numărul total de beneficiari ai acestei măsuri este de 4 milioane de persoane, bugetul total al programului fiind de 2,8 miliarde de lei. Ajutorul se acordă în două tranșe a câte 700 de lei și poate fi utilizat pentru plata următoarelor servicii produse: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. În baza cardului se pot efectua plăți în următoarele perioade: pentru tranșa 1, valoarea de 700 de lei în perioada 20 februarie 2023-30 iunie 2023, pentru tranșa 2, valoarea de 700 de lei în perioada septembrie 2023-27 decembrie 2023.